Hai să vă zic un secret. Noi suntem sistemul. Se muncește mult în spitale. Mult prea mult. Medici, asistente, cadre medii, infirmiere, manageri, directori medicali, ambulanțieri, bucătărese, tot personalul administrativ. Te trezești dimineața, fugi repede la servici, decizii trebuie luate rapid, încă de la prima oră. Aici ești la foc automat. Sună telefonul de gardă, sună telefonul de pe etaj, vin asistenții, sună ambulanța. Tot timpul ai ceva de făcut. Este o meserie grea, dar este o meserie frumoasă. Eu sunt un biet doctor într-un oraș din estul României, acolo unde oamenii sunt și buni și răi și viața este frumoasă, dacă suntem sănătoși. Când suntem bolnavi, lumea din jur dispare cu totul, se înfrânge, se colabează într-o mică bulă în jurul nostru. Nimic nu mai contează. Și suntem doar noi. Cineva scria pe Facebook: am stat 15 minute la un spital în București, la camera de gardă, și nu a venit nimeni. Soțul meu era răcit. Da, așa este. Nu a venit nimeni. Pentru că bietul doctor, singur fiind, cu siguranță era tras în toate părțile. Se muncește mult în spitale. E adevărat. Probabil cea mai importantă problemă a noastră este că nu reușim să comunicăm foarte bine lucrurile acestea către pacienți, către cei care se adresează spitalelor. Poate că așteptările oamenilor sunt necalibrate la ceea ce poate oferi în general medicina. Și asta nu e numai în România, nu numai în Iași sau în București sau în Cluj. E o chestiune peste tot. Colegi care lucrează în străinătate stau de vorbă frecvent cu ei și îmi spun chestia asta. Adică e un lucru foarte frecvent. Faptul că oamenii vin și vor să fie tratați repede, vor ca din momentul în care au intrat pe ușa clinicii, pe ușa spitalului, pe ușa cabinetului medical, tu deja să știi ce boală are și imediat să poți institui un tratament. Mi-au să aminte de o întâmplare amuzantă ceva timp în urmă cu un medic care era la 40-a consultație sau ceva de genul ăsta în mijlocul nopții. Da, chiar în jurul sărbătorilor, că de fapt despre asta e vorba. Încă o dată, 30-a, 50-a ambulanță, în fine, intră deja setat că cine știe ce o să mai găsească. În camera de consultații sunt doi tipi, bine îmbrăcați, foarte ok. Unul dintre ei râde, este foarte fericit, ăsta morocănos. Da, domnule, ce s-a întâmplat? Chiar la ora asta vă sunteți foarte fericiți. Mă rog, nu așa se comportă un bolnav. Care-i problema? Ce s-a întâmplat? La care ăia doi încep să cânte Dumnezeiește o colintă, ăsta rămâne așa. Și că noi suntem studenți la teologie și știm că doctorii lucrează foarte mult, am luat rând toate spitalele, îmi pare rău că am ajuns abia acum, dar știam că sunteți de gardă. Îmi pare rău, dar noi ne-am decis să colindăm toți doctorii de gardă din noaptea asta. Doi studenți la teologie, a rămas, ăsta nu știa ce să spună. Bine, și cumva, na, mai mult rușinat pentru reacția care a avut-o. Asta apropo că avem și noi bubele noastre în cap, avem și noi preconcepțiile noastre. Un om mi-a zis odată: oamenii au sute, mii de probleme, însă omul bolnav are una singură. Are mare dreptate. Gândiți-vă numai așa. În momentul în care ne doare ceva, nu mai contează nici salariul, nu mai contează nici mașina, nu mai contează nimic, nicio ceartă. Contează acea durere. Sănătatea, realmente cel mai de preț dar pe care îl avem, trebuie protejată. Aici intervenim noi, cu bunele și relele noastre, cu tabieturile și hachițele noastre, pentru că suntem oameni. Oameni am fost, oameni vom rămâne. Oameni, la fel ca voi,
Sunt foarte multe orgolii și în medicină, sunt foarte multe lupte, total aiurea. Oamenii se luptă, se urăsc cumva unii pe alții. Total neimportant. Uităm imaginea de ansamblu. Doctor cu doctor sunt încrâncenați în niște discuții, într-o dorință de a fi mai sus. De fapt, nici măcar nu există chestia asta mai sus. De a arăta un fel de tendință de alpha male sau woman în toate spitalele. Bătălii, lupte. Nu înțeleg de ce. Apropo, un prof de la facultate a zis o chestie odată foarte tare. Foarte tare. Spunea ceva de genul, mă, doctorii își pot ierta multe unul altuia. Un singur lucru, în schimb, nu își pot ierta. Succesul. Are atâta dreptate. Cred că se deosebește de oricare alt serviciu de pe fața Pământului. Serviciul ăsta este grefat de îndoiala continuă a nevoii de a ști că ai făcut 100% totul pentru un pacient, chiar dacă a depășit cu mult granițele specializării tale, expertizei tale, dar ești om. Și aceasta este o meserie care lucrează cu oamenii și își dorește să-ți fie ție bine. Doctorii sunt oameni, dar doctorii iubesc oamenii. Mă mândresc că sunt medic. Mă mândresc că lucrez în România. Vreau să continui să lucrez în România. Vreau să fiu doctor pentru pacienții români. Vreau să-i ajut. Vreau să fie bine. Vreau ca toată lumea să fie sănătoasă. Vreți un sistem mai bun? Haideți să fim noi mai buni. Cu toții. Eu, colegii mei și voi. Că vrem să schimbăm ceva, trebuie să fim conștienți, să ne dorim schimbarea asta. Doamne, gata, o să facem, accesăm fonduri europene, facem autostradă, facem și aia, facem pasarelă, facem trotoare, punem flori, copaci, SF-uri, o să fie brici, când? În 30 de ani, că, na. Cum ar fi să ne propunem, doamne, mandatul ăsta? Eu am promis electoratului că voi face ceva, mandatul ăsta am să fac, uite, fix un lucru și îl fac perfect. La fel și în sănătate. Hai să schimbăm sistemul sanitar care nu funcționează. Funcționează. Trebuie să schimbăm chestia asta, trebuie să începem, că nu știu câte sute de mii de ordonanțe și de... Oameni buni, faceți un singur lucru. Ne propunem anul ăsta, domnule, să dăm cu var toate spitalele. Gata, dăm cu var toate spitalele. Le facem brici. La anul o să cumpărăm, o să schimbăm toate ambulanțele mai vechi de 5 ani. Bă, gata, numai asta facem. Hai să vă zic un secret. Noi suntem sistemul. Noi trebuie să ne schimbăm. Să fim schimbarea pe care o dorim. Sistemul nu este o entitate care plutește în jurul nostru și e rea. Noi suntem sistemul, noi îl facem. Că vrem să facem ceva pentru România, dacă vrem ca această țară să aibă medicină ca oricare altă țară de pe planetă, atunci haideți să ne comportăm la fel. Poate factorii decizionali nu știu cum. Să fim noi cei care prin bunătate, prin lumină și prin dăruire să facem lumină în mințile lor și să le arătăm. Întotdeauna oamenii buni atrag lucruri bune. Lucrurile bune atrag lucruri și mai bune. Făcând bine, necondiționat, cu siguranță lucrurile vor fi mai bune. Am zis că nu vorbesc niciodată despre politică. 2019 o să fie sigur un an mai bun. Vreau eu să fiu un an mai bun. Sărbători fericite pentru a ne fi tuturor mai bine.